toi. Tu vas venir avec nous, comme dans une discussion spatiale. Qu'est-ce que tu dis? Le théorie. Ați auzit de ea? Da, am auzit. Deci aveți ceva informații de bază sau... Foarte multe lucruri nu v-au fost anumite pentru că nu se predă la așa ceva. Da, știm că au fost contradicții la început, până s-a demonstrat că Pământul e rotund, nu? Asta așa, bine ca. Dacă este o discuție serioasă și se aduce subiectul ăsta în temă, e chiar reacție ridicolă. Dar se face mișto. Acest lucru. De ce credeți că este această predispoziție a oamenilor? Către niște lucruri? Da, către ridicol, dar catalogat. Pământul plat... Eu cred că e și o precondiționare, poate, nu? Scopul acestui discurs este să nu să dovedească sau să dea veridicitate acestui model și să prezinte așa, introductiv, câteva noțiuni. Să vedem exact cam cum funcționează modelul ăsta. Ok? Pentru cine vrea după aceea să afle mai multe, să fie informat. Pot să vă dau o sugestie. Deci care este modelul? Eu o să vă dau o descriere de bază, da? Ca să înțelegeți de ce, în primul rând, e important să luăm în considerare și să ne informăm. Odată, este cea mai veche descriere a lumii pe care noi o cunoaștem. Cea mai de lungă durată. Mii de ani. Cu câteva excepții, aproape toată istoria, cu câteva excepții de 300 de ani, toată lumea a crezut că Pământul este plat. Că este sau nu adevărat, e important să ne informăm, nu face parte din istoria noastră. Asta e o afirmație mai bună. Singurul model verificabil prin simțuri. Adică, cu alte cuvinte, fiecare dintre noi putem să verificăm acest lucru prin simțuri. Ce vreau să spun prin asta? O să vă dau două exemple ca să înțelegeți mai bine. Primul, că Pământul este staționar. Dacă ieșim afară și ne uităm în jur și nu simțim niciun fel de mișcare de rotație, niciun fel de mișcare de revoluție a Pământului. Deci simțul nostru ne spune că Pământul stă pe loc. Știți cumva cum se numește acest simț care ne spune treaba asta? Eu aș zice bunul simț. Care îl conține, îl înglobează pe toate celelalte. Hai să zicem al șaselea simț. Un alt exemplu. Dacă, asta e un exemplu care vine logic din prim, da? E o deducție logică. Dacă Pământul staționează, pentru că așa ne spun simțurile, când ne uităm pe cer și vedem că Soarele se mișcă, înseamnă că, de fapt, Soarele este cel care se mișcă și Luna și stelele, da? E o deducție destul de logică. Simțul care ne ajută să tragem această concluzie este văzul. Da? Deci simțurile noastre ne spun acest lucru. Nu vorbesc de potențiale alte demonstrații și metode științifice, dar vorbim de simțuri. Ok? Un alt argument ar fi poza asta și vreau să-mi spuneți voi ce vi se pare deosebit la linia de orizont. Special. Drept. Că e plată, nu? E drept. Da, dar nu este argumentul. Că poate, asta se poate explica ușor. Da. E, știu, o zonă mică și nu se vede curbura Pământului. Problema este că linia de orizont este la nivelul ochilor. Orice poză pe care o să găsiți pe internet, dintr-un avion sau dintr-un balon, ca să fie și mai sus decât un avion, tot timpul linia orizontului va fi la nivelul ochilor. Ceea ce e dubios. Că dacă ne aflăm pe un pământ glob, cum suntem învățați, ar trebui să fie în jos linia orizontului. E logic, nu? Așa trebuie să fie. E, acum poate că se pot găsi explicații și pentru chestia asta. Dar, dacă e să o luăm conform simțurilor, Pământul plat este verificat. Atâta lucru știm. Sunteți de acord cu mine că merită să investigăm mai departe? Ok. Așa arată harta Pământului plat. Asta este sigla ONU. Nu știu dacă asta vrea să reprezinte sigla ONU. Dar este un model electromagnetic cu centrul în Pol Nord. Da? Centrul fiind Pol Nord. Asta înseamnă că avem o singură polarizare la acest model. La modelul heliocentric sunt două. Asta poate să fie explicație în modelul Pământului plat pentru faptul că busola tot timpul arată către Polul Nord. Dacă te duci în emisfera sudică, tot către Polul Nord o să arate. Și este o explicație logică. În modelul normal heliocentric, nu știu care e motivul pentru care nu arată către Polul Sud niciodată. Nu se arată explicație. Prima întrebare care apare este ziua și noaptea. Cum se explică asta, Pământul plat? Pentru că
Deci ce am observat eu? Majoritatea oamenilor la asta se blochează prima dată. Asta este o animație care să vă explice și mai clar cam cum ar funcționa. În primul rând, Soarea și Luna sunt mult mai mici de Pământul, sunt cam de aceeași dimensiune și se învârt cam la viteze diferite. De aceea se întâmplă și să vedem Luna în timpul zilei. Un alt lucru pe care poate explica Pământul plat și modelul heliocentric nu prea. În mod normal, nu trebuie să vezi Luna în timpul zilei. Asta este un exemplu de lumină artificială creată, putem spune, în laborator. Da? Sunt familiar. Care se comportă exact ca Soarele în modelul Pământului plat. Cu alte cuvinte, cu o anumită arie în zona din prejurul Soarelui este luminată, iar vestul nu. Este și pentru că iese din aria vizuală a celor din cealaltă emisferă, să zicem. Problema e că, dacă discutăm despre alte modele, modul de funcționare a luminii nu se explică. Nu am văzut nicio lumină reprodusă în laborator care se deplaseze la mii de ani distanță, așa cum mi se explică. O altă întrebare, cred că sunt altimburile. Cum funcționează altimburile în Pământul plat? Aici am număr. Deci în 8 de mijloc, da? Acesta este vară în emisfera nordică, cercul cel mai mic. Cercul din mijloc, toamnă în emisfera nordică, toamnă și în emisfera sudică. Și când ajunge pe cercul exterior, cel galben, este de fapt vară în sud și iarnă în nord. Cu alte cuvinte, este o mișcare concentrică, așa, către exterior. O explicație și mai detaliată a acestei mișcări a Soarelui pe Pământul plat este, de fapt, sub o formă conică. Cu alte cuvinte, când te duci pe nord, se mai urcă un pic. Și către exterior se mai coboară. De ce? Pentru că, fiind către exterior, de fapt, trebuie să și se deplaseze cu o viteză mai mare Soarele față de în legătă centru. Acum, v-am spus că scopul acestei prezentări a fost unul de introducere sumară. Okay? Luând deoparte și descrierea pe care v-am dat-o mai devreme și considerând că simțurile ne pot înșela, pentru că asta este adevăr, simțurile ne pot înșela, nu trebuie să credem dovezile pe care le vedem, dar este suficient de ajuns încât să luăm în considerare, măcar modelul, să ne informăm, să zic așa, din punct de vedere istoric. Ok. Ca o concluzie, vă credeți în Dumnezeu? Da. Ok. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Ar fi fost culmea ca, după această creație, să ne dea niște caracteristici care sunt simțuri, adică care sunt paralele cu realitatea. Și ca simțurile noastre să nu interpreteze ceea ce vedem în mod corect. Și ca concluzie, nici măcar nu trebuie să crezi în Dumnezeu. Ca să... E inconsiderat. Ca posibilitate, asta ca fiind o realitate, dar dacă e în considerare, dacă tratezi cu seriozitate, s-ar putea să-ți repoziționezi poziția vis-a-vis de creaționism. Mulțumesc!